pentru a vă crește. Vă dați seama, este mama, mama, mama. Basme minunate, cine povestește? Jucării frumoase, cine dăruiește? Ziua mamei a fost sărbătorită și la grădinița cu program prelungit numărul 22, unde prichindăii au pregătit împreună cu doamnele educatoare o sărbare dedicată mămicilor, care s-a manifestat prin cântece frumoase, iar la final copiii le-au dăruit mămicilor un coșuleț făcut cu multă dragoste, care le-a umplut sufletul de bucurie. În această zi specială, preșcolarii de la grădinița cu program prelungit numărul 22 prețuiesc prin cântec, poezie și dans iubirea imensă a mamelor și le oferă ce au ei mai curat și mai sfânt, dragostea lor infinită și curată. De asemenea, pe această cale vreau să urez un sincer la mulți ani tuturor mamelor, le doresc sănătate și putere pentru a îngriji comorile în care știu că au pus toată dragostea lor. Pentru că ziua de 8 martie este ziua tuturor mamelor și cea mai importantă ființă pentru copiii de grădiniță, în mod special, este mama. Astăzi am încercat, prin felul nostru de a fi și de a ne exprima și prin puterea noastră, să sărbătorim mamele, cele mai importante ființe. Bineînțeles și bunicile. Și este o mare emoție și o mare bucurie să putem să dăruim câte ceva noi cei mici cu munca noastră ca dar mămicilor și bunicilor. Cei mici au fost foarte încântați că au putut să le ofere mămicilor o sărbare dedicată lor. Eu astăzi la grădiniță și eu cu Denis am făcut mărțișoare. Pentru mami? Da, pentru mămicile noastre. Ce ai făcut de 8 martie? Ai cântat mamei? Da. Și ți-a plăcut? Da. Ce mi-ai făcut la grădiniță? Am făcut fericitare. Mămicile au primit cel mai frumos cadou de 8 martie, iar la finalul sărbării, educatoarele, mamele, cât și cei mici, au petrecut împreună degustând din tortul făcut de doamna educatoare special pentru mămici.